Întemeitorul economiei ca știință ne-a explicat în averea națiunilor de ce noi trebuie să plătim, iar statul să încaseze impozite. A fost atât de convingător încât astăzi nu se mai îndoiește nimeni de necesitatea lor. Poate despre moarte mai există nedumeriri. Istoricul și filologul Ardelean se numără printre fondatorii Academiei Române. Colaborarea sa cu Nicolae Bălcescu a dus la apariția primei reviste de istorie românească, Magazin Istoric pentru Dacia. Poetul francez, care a teoretizat arta pentru artă, nu credea în muze. Mai degrabă în științe, deși Parnasul era miticul loc al inspiratoarelor artei. Ne-a lăsat impresionante descrieri ale unor locuri exotice pe care a avut șansa să le cunoască, el născându-se într-o îndepărtată colonie franceză. Deși a scris aproape 70 de romane, a devenit celebru cu povestea micuțului Remy în Căutarea părinților. Singur pe lume a fost premiat de Academia franceză și a făcut parte din lecturile multor generații de copii. A fost numit ultimul universalist după Arhimede și Newton. A remarcat din istorie faptul că viața este doar un episod între două veșnicii ale morții și în acest episod gândirea conștientă durează doar o clipă. Gândirea este doar o explozie de lumină în mijlocul unei nopți întregi, dar această explozie este totul. Ultimul Romanov de pe tronul țarilor a abdicat în martie 1917. Victoria Revoluției Bolșevice a făcut din el, împreună cu soția și cei 5 copii, o grijă în plus pentru Lenin. A scăpat de ea noaptea de 16 spre 17 iulie. În 2000, cei 7 mucenici au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Rusă. A fost considerat un copil minune, având abilități matematice și lingvistice deosebite. La 11 ani studia la Harvard. Familia sa a afirmat după moartea acestuia faptul că a înregistrat cel mai mare coeficient de inteligență, însă nu s-au păstrat și testele care ar confirma acest lucru. A murit la 46 de ani în urma unei hemoragii cerebrale, cum altfel. Aliații învingători în cel de-al doilea război au hotărât în suburbia berlineză soarta lumii postbelice. Moartea lui Roosevelt în aprilie și pierderea alegerilor din Marea Britanie de către Churchill i-au oferit lui Stalin doi noi parteneri de negociere, Truman și Attlee. Războiul rece stătea să înceapă. Poetul basarabean originar din Sângerei s-a implicat și în mișcarea de afirmare națională în 1988, fondând Frontul Popular Creștin din Moldova. După o pauză în activitatea politică timp de un deceniu, între 1998 și 2008, la sfârșitul anului 2013 a fost ales președinte al Partidului Liberal Reformator. Ce a precedat deciziile sesiunii a 13-a Sovietului Suprem pe atunci a Republicii Soviet Socialiste Moldovenești de la 31 august, a precedat Marea Adunare Națională din piața, pe atunci Piața Victoriei sau Piața Biruinței. Și una din rezoluțiile aceste Marea Adunări Naționale, pe lângă faptul că trebuia decretată limba de stat, etc., era și schimbarea denumirii Palatului, pe atunci Octombrie se numea, în Palatul Național. Doctor în fizică, politicianul ex-german a devenit prima femeie cancelar federal în 2005, ca președinte al Partidului Uniunea Creștin-Democrată. Revista Forbes a declarat în anul 2009 cea mai puternică femeie din lume. Eleva maestrilor Corneliu Baba și Ion Irimescu, artista a împodobit Iașul în 1980 cu statuia Independenței. Autoarea povestea că a avut-o ca model pe o frumoasă mătușă a sa, iar o legendă urbană spune că eșarfa privită dintr-un anumit unghi redă conturul României mari. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.